Alin, ce sentimente te încearcă acum când vezi că proiectul tău de suflet prinde contur? Mă refer la stadionul Arcul de Triunf. Da, cred că nu pot avea cuvinte care să descrie situația sufletească, da? Situația de inimă care mă cuprinde, pentru că n-am apucat să joc niciodată pe un teren al nostru aici. Nici când a fost făcut prima oară, da? Pentru că știi foarte bine, am avut un teren mic, cochet, de câteva mii de locuri, da? 4-5 mii de locuri, am avut undeva la 6 mii de locuri maxim în clipa în care am jucat meciul împotriva Uruguayului în 2010, cred că am strâns undeva la 6200 de spectatori, a fost un maxim total, pentru că erau foarte mulți și afară, în spatele gardurilor. Dar ceea ce văd acum, proiectul nostru de suflet cu care am pornit în 2010-2011, prinde contur, mai e un pic și sperăm ca în noiembrie, așa cum am stabilit și cu Federația Internațională, să putem să jucăm cele trei meciuri test aici. M-ar durea sufletul să debutăm fără spectatori, dar cine știe, cu siguranță va trebui să respectăm tot ceea ce spun autoritățile, toate aceste comitete care sunt făcute, pentru a aduce și pentru a fi în sprijinul celor care, iată, vor veni să fie alături de noi. Fie ele echipe, fie ei spectatori. Destul de interesant să vezi așa un uriaș, un sportiv mare, cum se emoționează vorbind despre un stadion. Știi, stadionul ăsta face parte din familia mea. Sportul este familia mea. Sportul cu balonul oval este viața mea și cred că ceea ce am reușit să ridicăm aici, pe locul în care majoritatea ruibiștilor, pentru că acesta este locul unde ruibiul a luat naștere, aici unde stăm noi, e istorie multă, e istorie pe care nu o pot, așa cum am spus, cuprinde în cuvinte. Primii sportivi români, primii studenți care au studiat în Franța, au venit la începutul lui 1900 și au adus rugby-ul în România. Aici au început prima oară, se numea la șosea acest teren, aici au început prima oară să plimbe mingea ovală, să plimbe această frumoasă minge, care iată, acum va fi plimbată pe unul din cele mai frumoase stadioane de rugby care cred eu că există în Europa. Vorbeai de nașterea rugby-ului aici, odată cu renașterea acestui teren, renasc și naționalele noastre de rugby, cum așteaptă toți iubitorii acestui sport și nu numai? Ce trebuie să înțelegem noi este că lumea evoluează foarte tare. România trebuie să țină pasul cu tot ceea ce înseamnă dezvoltare sportivă la nivel mondial. Toate federațiile care nu vor ține pasul vor regresa și începem să regresăm foarte mult cu sportul românesc și cu rugby-ul. Dar eu cred că este nevoie de această infrastructură. Fiecare federație va trebui să aibă o asemenea structură pentru a se putea dezvolta și pentru a se putea mai bine întreține, pentru că acest stadion înseamnă venituri proprii pentru federație, acest stadion înseamnă să poți să faci business în sport, business sportiv și mai ales să poți să pui la dispoziție echipelor tale naționale o arenă de asemenea grandoare. Am simulat noi acum câteva mișcări cu tine, ai reușit câteva eseuri, o să fie un punct început cu dreptul și pentru națională ce faci tu aici? Sper să fie un pas cu dreptul în ceea ce înseamnă activitatea ruibistică, în ceea ce înseamnă federația noastră ruibistică. Sper ca în clipa în care vom juca primul meci să fie meciul care va conta pentru calificarea la Cupa Mondială din 2023 din Franța. Ăsta este gândul fiecărui jucător care îmbracă tricoul echipei naționale. Ăsta este gândul pe care copiii noștri acum la minus 20, la minus 18, echipele noastre naționale de copii și tineret și juniori le gândesc despre ceea ce ar putea fi, pentru că totuși avem 4 ani, avem un ciclu, avem timp să ne pregătim, avem timp să putem să înfăptuim această grandioasă calificare la Campionatul Mondial din 2023. Vreau să-ți imaginez următorul scenariu, meci al naționalei mari aici, stadionul plin, deci cu spectatori, cântă imnul României, îi dau lacrimile lui Alin Petrache? Nu-mi dau lacrimile numai mie, cred că o să simțim un sentiment de pur patriotism, cu siguranță, pe acest stadion. Acest stadion este creat de federație, este făcut de noi, în fiecare părticică să radieze și să vibreze sufletul de ruibist. Care sunt ideile tale? Cum ar trebui să reînceapă ruibiu în România în acest moment?
Noi am pus la punct și știm să facem lucrurile astea, un ghid de reintrare în activitate, de reintrare în antrenament, da? Etapizat, pe anumite faze, cerem, la fel, cu distanțarea aceasta socială, respectând tot ceea ce înseamnă cerințele autorităților, fără să punem mâna deocamdată pe acest balon, decât fiecare jucător în parte cu balonul lui, respectând, așa cum am spus, distanțarea socială, pe grupuri de câte 3, mai târziu pe grupuri de câte 5, poate grupuri de câte 7, grupuri mult mai multe, care să lucreze fiecare distanțați și la un moment dat să putem să începem undeva în septembrie să reluăm activitatea rugbistică din punct de vedere al campionatului, pentru că noi am amânat finalitatea tuturor campionatelor, da? Că vorbim de copii, că vorbim de junior, că vorbim de tineret, că vorbim de divizia națională, că vorbim de superligă, avem timp să jucăm, avem timp să încheiem anul acesta tot ce înseamnă partea de campionat, returul, și anul viitor vom porni un nou campionat cu noi faze pe care să le desfășurăm în liniște, așa cum ne cere toată lumea. Ai păstrat legătura cu ei, ai vorbit în perioada asta, ce semnale ai tu de la ei? Sunt destul de debusolați deocamdată. Deja au trecut aproape 2 luni de zile de când stau în izolare. Se descurcă, strâng din dinți, se pregătesc, unii acasă, unii în apartament, în clipa în care pot să iasă, să fac o mișcare, ies și fac această mișcare, să ia aer împreună cu familia.